Va trebui să ne trezim complet creierul și să realizăm un gest elegant de double tap. Super! Hei, salutare tuturor, sunt Victor și bine v-a regăsit la un nou video despre un tip de produs prezentat chiar acum două zile de către Apple la evenimentul Wanderlust. Azi vreau să povestim puțin și să vă spun tot ce merită știut despre noile generații de Apple Watch, adică seria 9 sau S9 și Apple Watch Ultra 2, modelul de top a celor de la Apple în materie de ceasuri. În videoul acesta o să vedem în detaliu cu ce noutăți vin aceste noi ceasuri și dacă merită să le luăm în considerare. Înainte să începem totuși, vă rog mult, nu uitați să vă abonați la canal, să lăsați un like și o atingere magică pe clopoțelul de notificări ca să nu ratați următoarele videouri despre restul noutăților Apple și nu numai. Mulțumesc frumos, începem! Apple a început în forța cu două zile evenimentul prezentând noul Apple Watch seria 9 într-un mod atât de epic încât ziceai că o poartă spre lumea de dincolo cu muzica epică și pe care eu aș fi ales-o evident pentru un produs într-adevăr inimaginabil de inovativ. Dar da, Apple a lansat seria 9 care din punct de vedere vizual cred că diferă cu maxim 5 sau 10% față de seria 8. E chiar ciudat cum Apple alege să bată pasul pe loc pentru modelele de bază, ori mai schimbă ceva și la ele chiar dacă nu interesează pe nimeni așa mult, ori le dă pace, în fine. Oricum, Apple compensează pe partea de software, introducând diferite funcții și mici ajustări în watchOS, astfel încât să creeze impresia că e un ceas cu totul diferit. Good one! Încă fix din videoul de prezentare acela epic, suntem măcar convinși că Apple nu renunță la incredibilă atenție la detaliu și modul în care fiecare device e tăiat și format cu o precizie absolut chirurgicală. Chiar dacă acelea sunt renderuri, știm bine cu toții, că și în realitate, produsele Apple sunt într-adevăr incredibile când le scoți din cutie. Tot în videoul de prezentare vedem un mic sneak peek la o funcție care va fi prezentată atât în Apple Watch seria 9 cât și în Ultra 2. Ca să o luăm pe rând, Apple continuă cu îmbunătățirile pe partea de hardware cu procesoare proprii. Avem noul chip Apple S9 cu o armată de tranzistori și un GPU cu 30% mai rapid decât seria 8. Cool! E fain cum Apple nu folosește date exacte la aceste statistici, ci doar procente și up-to și marketing it's best. Ce să faci? Așadar, datorită acestui nou GPU, animațiile și absolut tot ce faci pe seria 9 și că va fi de o fluiditate nemai întâlnită. Super tare atunci. Avem și un Neural Engine cu 4 nuclee care procesează sarcinile de machine learning, deci chestiile care se adaptează la stilul tău și învață cum îți folosești ceasul. Acestea sunt procesate de până la 2 ori mai rapid și acest chip asigură echilibrul dintre bateria care ține până la 18 ore și noile funcții care sunt adăugate de Apple prin noi update-uri constant. De asemenea, toate cererile noastre către Siri de acum sunt procesate direct pe device fără să mai ajungă pe servere și alte chestii. Avem și un chip nou Ultra Wideband care ne ajută să localizăm iPhone-ul în caz când îl pierdem în imediata apropiere. Și noua chestie care e prezentată ca o inovație este un nou gest numit de către Apple Double Tap. Ci că doar trebuie să lovim degetul arătător și cel mare de două ori și putem acest gest să-l atribuim mai multor funcții, să răspundem la apeluri sau la notificări. Deci acest gest controlează acțiunile principale din aplicații. Deci în loc să-i dăm una ceasului dimineața când sună și vibrează, va trebui să ne trezim complet creierul și să realizăm un gest elegant de double tap. Super! O să fie destul de interesant când ajungem în punctul ăla în care o să avem tic nervos cu gestul ăsta, atunci o să fie perfect, prăjală completă. O să avem de asemenea o grămadă de culori, Apple pune accentul pe cel roz, nu știu de ce, refuz chiar să cred că are vreo referire la filmul Barbie. O să fie deci pentru carcasa de aluminiu acea culoare roz, mai avem un starlight, acea culoare apropiată de gold, mai avem un silver, un midnight și un product red. Avem și carcasele de oțel inoxidabil, stainless steel, în gold, silver și graphite. Acestea vor fi mai scumpe, știm bine. Ne-a mai tot explicat apoi Apple cu minifilmul acela cu mama natură și cu tot felul de proiecte pentru mediu și etc. Cum încearcă să reducă impactul asupra mediului și toate cele și de acum ne oferă noi curele de ceasuri cu design-uri unice făcute din tot felul de materiale reciclate. Sincer să fiu, chiar arată genial majoritatea. De acum, pe cutiile de la produsele Apple vom putea găsi indicația de carbon neutral, ci că toate cutiile de Apple Watch au fost reduse ca dimensiune ca să poată fi transportate mai multe unități simultan și transportul se va face în cea mai mare parte pe ocean, unde poluarea e mult mai scăzută. Așa o fi. De asemenea, mai avem și un ecran care urcă până la o luminozitate de 2000 de niți în soare direct.
asta e chiar super. Cam asta a fost tot ce merita menționat despre noul Apple Watch seria 9. Să trecem acum la ceasul acela genial, care sincer încep să-l ador, nu știu de ce, Apple Watch Ultra 2. Evident, știm deja că Apple Watch Ultra este modelul de ceas de top a celor de la Apple, cu o multitudine de funcții, precum cel mai mare și luminos ecran și o durată de viață a bateriei de 10 de ore. Acum însă, Apple a îmbunătățit considerabil acest model. Hai să vedem cu ce noutăți vine. Evident, avem acel gest cu degetul arătător și cel mare pentru momentele în care cealaltă mână e ocupată. Mai avem chipul care ne permite să găsim device-urile mult mai ușor, iar pe de altă parte avem cel mai luminos display creat vreodată de Apple, care urcă până la 3000 de niți în lumina directă a soarelui. E ceva absolut genial. Acest model top of the line vine și cu o față nouă de ceas absolut exclusivă pentru Apple Watch Ultra 2, denumită Modular Ultra, care poate afișa cele mai multe informații ever pe o față de ceas Apple. De asemenea, avem și un night mode care schimbă întregul display într-o singură culoare, roșu, care e folosită de asemenea și la astrofotografie pentru a nu distruge vederea acomodată cu întunericul. Asta e ceva absolut genial. Am testat și eu chestii de genul și trebuie să recunosc că lumina roșie în întuneric face minuni. Acest Apple Watch Ultra 2 a fost și testat într-un interval de altitudini chiar impresionant, de la -500 de metri până la 9000 de metri altitudine. Chiar wow! Cu toate aceste funcții avem o baterie care ține până la 36 de ore cu o singură încărcare și chiar 72 de ore în modul low power. În ultimul slide din prezentare putem vedea cum arată în diferite stadii noua față de ceas Modular Ultra și putem vedea că vom mai avea și un mod de lanternă cu boost, probabil folosind toți cei 3000 de niți. În mare, cam astea au fost, dragilor, cele mai importante noutăți sau upgrade-uri, să le zicem, a celor două ceasuri, Apple Watch seria 9 și Apple Watch Ultra 2. Din nou, nici la aceste produse nu avem parte de un nou design sau ceva complet nemai întâlnit, asta e. Se pare că, în general, acest an este unul de umplutură sau de tranziție la Apple. Totuși, dacă ar fi să aleg un device pe care mi l-aș dori în momentul de față, poate că ar fi Apple Watch Ultra 2, deși nu pot justifica într-adevăr decizia asta, poate pentru că am un Apple Watch seria 6 și m-am cam plictisit de el. Vă mulțumesc frumos, dragilor, că v-ați uitat și la acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal, să lăsați un like inovativ și o atingere magică pe clopoțelul de notificări ca să nu pierdeți și următorul video, posibil despre iOS 17, să vedem împreună care sunt cele mai geniale noutăți care merită atenția noastră. Take care și bye-bye!